Pace și bună ziua! Astăzi facem un grătar, că nepoții mei pleacă în Germania înapoi. Ori a avut ceva de rezolvat și o rezolvat și acum îs spre drum să plece. Ei vine acum de acolo de unde le-am lăsat ieri. Cum cheamă satul ăla, că nu știu? Chișlaca. Vine din Chișlaca, spre drum. Face un popas aici, nu știu dacă pot să le conving să se deie toți jos din mașină, să vină să mânce un grătar. Deci nu știu, asta nu pot să spun, că eu spus că nu vrea să mai stea la noi. Bine ai spus, mă bucur că ai spus treaba asta, să știe lumea. Da, dacă rămâne și le conving bine, dacă nu, ia că noi rămâne cu grătarul neservit, nemâncat, mâncăm noi și astăzi și mâine, dacă e până acolo. Dar nu fac mult, că nu știu dacă vine. Deci eu acum am curățat aici cartofii ori ăștia, o să-i pun la fiert și când îs aproape fiert, pun și tăiței din ăștia, așa tăiați lați, și fac o salată de cartofi cu paste, ca să fie ceva lângă grătar. Pun... Vedeți dumneavoastră cum eu fac. Nu știu ce faci, că n-am mai văzut așa ceva. Da, fac eu acum de la invenție? Mine. Da. Ok. Că dacă fac prăjiți, prăjiți, poate nu mă îngraș, mai... Așa fac eu cum știu eu. Aș putea face o salată de cartofi, dar nu fac nici aia. Deci fac așa cum cred eu că ar fi bine. Și atunci încep să condimentez grătarul. Și dacii trebuie să facă foc să încingă grătarul. Și cam asta facem noi. Facem o salată de varză cu roșii, cu ceapă, cu de toate. Și acum începem. Deci, eu habar n-am ce vrea să facă mami, atâta vreau să știu să spun. Că cumva îi obligă să vină. Păi cum să meargă la drum atâta drum ca să nu fie mâncați? Că ei acum s-au trezit. Și-au rezolvat astăzi la sfat acolo pentru certificatea lui copii și deja îs la drum. Cine știe ce mâncați îs ei acum și le fac să mânce dacă vor. Poate că și-or fi luat ei, că dar nu merg ei la drum nemâncați sau fără provizii pe drum. O să facă, dar eu încerc. Dacă vrea bine, dacă nu, rămâne pe noi. Acum... pun cartofii ăștia la fiert și până eu fierb cartofii, eu am pâine, dar cred că trebuie să pugi până la alimentară să mai iei o pâine sau franzele, ce găsești? Mai trimis la pâine după asta. Am uitat. Fine. Am uitat. Arăt. Oh, păi destulă pâine. Eu am o pâine cumpărată de sâmbătă, din aia de la țărani. Acum două zile. Foarte faină. Dar e chiar întreagă. Uitați, așa e o pâine întreagă. Suficient deocamdată. Dar nu știu. Cred că e suficient. Mi-a plăcut foarte, foarte mult ieri pe unde am fost, ce am făcut. O să mai merg la Moara cu Noroc. O să mai mă duc. Auzi, mami, că mai este și alt han acolo, un ineu, alu... Domnul Sorin Constantinescu, dacă nu mă înșel. Îl vizităm și pe ăsta, că ăsta nu prea ieftin, să știți. Da. Eu spun adevărul. Eu spun pentru prietenii mei. Un singur pește ne-am luat, eu m-am luat un păstrăv, dacian și-a luat o ciorbă de vită. Acum îmi spun de alt han, mami. Eu spun acum de hanul de la Moara cu Noroc. Am înțeles. Și-o luat o ciorbă de vită, eu m-am luat păstrăvola, Natalia și-o luat tăiței carbonara, un suc, o apă plată. Angie n-a vrut să servească, că o știut că Natalia niciodată nu mâncă o porție întreagă de tăiței carbonara și de-aia nu și nici nu i-a fost foame, că a mâncat tot. Am mâncat acolo, da. Și... când a fost la plată, a fost 200 de lei, 200 și ceva. 210. Deci,
Nu știu în altă parte cum ar fi fost, dar eu zic că nu-i nici scump, dar nici ieftin. Acum apa aici deja fierbe, pun sare, pun cartofiorii ăștia, așa, să fiarbă. Până cartofii fierb, eu condimentez carnea și mai vă arăt. Revenim. Și? Acum fac maioneza. Cât e o? Două gălbenușe și pun sare. Așa. Și pun și muștar. Îmi pare rău că n-am adus și muștarul aici, mă scuzați. Ok. Pun o lingură bună de muștar. Acum crede-mă că păsările o să vorbească mai tare ca mine. Tu suferi cu nervii, cu păsările astea. Las că le las. Li foame, poate că te cheamă să le dai să mânce. Începem. La prima se pune foarte puțin. Uitați așa. Se pune puțin ulei și după aia se pune treptat mai mult. Ăsta e maioneza clasică și foarte bună. Deci maioneza se face cu răbdare. La început. După aia nu mai. Numai la început. Eu aș putea pune acum mixerul și să-l fac imediat. Dar vreau să vă arăt cum se face ca să poate prind bine cuiva, nu știu la cine. Că pot să pun și așa repede să fac. Dar totdeauna când eu fac, îl fac așa ca să arăt. Și acum vreau să vă spun... nu spun eu că m-ați judecat. V-ați făcut o impresie așa cumva că eu sunt mai rece față de fanii mei, de prietenii mei. Vreau să vă spun că... Nu, stai un pic, că nu te-ai exprimat bine, m-a spus. Când ne întâlnim cu cineva... Da, lasă că acum vreau să spun eu. Altă ocazie n-or avut, numai ce vreau să vă spun. Un exemplu. Eu cu doamna care daci-o și pupat-o și-o strâns-o, am vorbit cu ea, poate să confirme asta, dacă vrea. Am vorbit cu ea până nu a venit Dacian. Am vorbit cu ea. Și atunci, între timp, a ajuns și Dacian, când eu deja i-am spus la revedere și să plec. Și atunci, Dacian a venit, a pupat-o, a strâns-o un pic în brață și a văzut lumea că Dacian a fost foarte, foarte prietenos și eu eram mai la distanță. Am fost la distanță că eu deja eram plecată. M-am luat la revedere de doamna, m-am luat rămas bun și am fost plecată de acolo. Atâta tot. Ah, ok. Atâta tot, deci nu altceva. Și m-am întâlnit cu altă prietenă, cu altă fană, care Daci nici nu a filmat-o pe doamna respectivă, numai chiar foarte puțin. Cu doamna am vorbit mai mult ca cu doamna cealaltă care a fost prima. Și cam așa, deci nu suntem noi... Eu mă bucur că n-aveți dumneavoastră cuvinte, că... Cineva se întâlnește cu mine și mă apreciază așa de mult și vorbește așa cu mine, parcă are emoții și este doamne care plâng, este doamne care tremură tot și nu știu de ce nu, în sfârșit, că nu mi se o marea bucătăreasă sau marea, eu nu mă sunt niciun fel, eu nu am încă grade, dar a fost, vedeți că acum am pus mai mult. A fost acum un an sau doi o doamnă care locuiește în Ploiești și ea este din Arad. Are chiar locuința aici sau apartamente în Arad, la bloc. Și s-a întâlnit cu mine
Nu știu cum să vă explic cum a reacționat doamna respectivă. O și plâns, o și râs, și mâinile ei tremura, și poze au făcut cu mine. Și n-am cuvinte cum am simțit eu atunci de bucuroasă. Eu aia vreau să spun. Sau o doamnă, am fost la metro, asta a fost mai pe la început, cred că o doamnă care avea magazin, ceva alimentară, că avea acolo în jeep-ul ei o marfă exact ca pentru alimentară, și bere, și făină, și de toate. Cred că a avut ceva alimentară, care a fugit înaintea mea exact ca un copil. Și atunci cum să nu mă bucur eu pentru fanii mei sau pentru prietenii mei? Cum să nu mă bucur? Mă bucur. Dar asta a fost faza, că Dacian, când a ajuns, eu eram deja despărțită de doamna și eram câțiva pași plecată de acolo și nu mai m-am întors înapoi. Am lăsat pe Dacian să o îmbrățișeze, să o sărute și așa mai departe. Atâta tot. Și acum continuăm la salata noastră. Uitați aici. Deja s-a îngroșat. Și imediat e gata. Și maioneza asta o să o pun la cartofii care fierb și o să pun și pastele astea. Și acum eu fac așa, repede, repede, și atunci condimentez și carnea. Și totuși tu nu scapi de alimentare, dar alimentarea noastră e la colț. După ce? Aș vrea să-mi iei un borcanel de castraveți, că eu nu mai am în cămară castraveți, și aș vrea să-mi iei o smântână mică ca să pun aici smântână în maioneză. Că eu în maioneza asta o să pun ceapă, așa ceapă făcută până, cum îl cheamă? Presă. Presă, da. Până presă o să pun ceapă aici și o să pun și puțină smântână, care nu am nici în smântână și nici castraveți. Și atunci Daci o să meargă aici, e la alimentară lângă noi. Eu toate astea le-ar fi pregătit înainte, dar Daci a fost plecat până la farmacie de când s-a trezit. Și eu spun sincer, am vorbit cu o prietenă din America. A fost plecat cât? 20 de minute? Da, dar vezi, vreau să spun că nu ne-am organizat. Noi acum suntem chiar pe ultima sută de metri, cum să zice. Dar uitați aici, deja maioneza mea s-a făcut și trimit pe Daci și până Daci vine eu condimentez, adică nu trebuie nici aia să o condimentez până nu vii tu, să fac carnea. Atunci pun carnea, cum o condimentez și după aia merg la alimentare. Că eu sosul ăsta deja l-am terminat maioneza. Și cam așa. Deci facem și repede, ne organizăm cum putem și noi. Dar sincer vă spun că puteam asta să le pregătesc eu până nu filmăm, să mă duc până la alimentară, să-mi iau ce-mi trebuie, că Daci a fost plecat la farmacie. Dar tu vorbeai la telefon atunci. Da, vorbeam, aia spun, că am vorbit cu o doamnă din America, cu o soruță dragă de-a mea, din America, și n-am putut să fac ce am vrut să fac. Chiar a spus și a spus că mă așteaptă, că sunt trecere nepoții mei, și chiar a spus, zice, păi du-te, că zice, tu trebuie să faci grătarul și eu trebuie să mă culc. Așa, am terminat. Nici nu fac mai mult, fiindcă nu am eu așa mulți cartofi. Și nu am nici așa mult paste, că nu o să mai pun. Să mai pun, să fie mai țapăn, cum să zice. E destul așa, nu? Tu știi, mami. Nu mai pun. Poți să pleci. Dar zic că vrei să condimentezi grătarul. Da, da. Stai, nu mai știu de capul meu aici. Are bunica! Ce ai pățat astăzi? Mi-e milă de nepoții mei să plece la drum așa, fără să le rându eu. Mai bine le-ai fi făcut un desert și atât. Că mă gândesc că s-au luat ei ceva pe drum să mănânce. Da, dar eu vreau să le știu. Da. Eu vreau să le știu sătui. Exact.
nepotul meu cel mare, când eram micuț, aveam și eu fetele mele mici, în același timp. El e mai mic ca și Mirela. Dar nu-i diferență mare, nu știu cât e. Cu Anca? Sunt cam 3 ani. Da. Poate fetele mele au fost puțin mai mari. Atât îl sărutam pe ăsta mic, pe nepotul meu, că săracul copil nu mai avea aer. Atât mă jucam eu cu el. Acum noi punem la grătar ce am. Uite, cam așa. E de la burtă, care am zis eu că las pentru sarmale. Asta am avut, asta fac. Dar o să le placă lor așa ceva, nu mi-e frică. Cam așa. Ieri că o să-i s-o speriat că am postat destul de târziu. Ne cerem scuze și nici n-am anunțat că unde că mergem și ce facem. Da, că n-am fost hotărât să mergem sau nu. E destul de drum lung. 80 de kilometri. 80 de kilometri și nu prea ar fi avut eu chiar așa plăcere să mă duc până acolo. Dar dacă nepotul meu a insistat și nevasta lui la fel, și atunci am spus, hai să fie să mă duc. Și a fost și vreme frumoasă. Dar nu că nu-mi place să mă duc, să știți că îmi place să mai am ieșiri afară din casa asta și piață. Dar ați văzut pasărea aia cum era pregătită să treacă înaintea noastră? Nu, stai să văd cum o chemat-o. Adică cum o cheamă. Că m-am uitat ea și am uitat. E o pasăre mai... Nu-i mai rară. Numai, nu, nu e așa de cunoscută. Mă uit acum pe net, l-am găsit. Exact așa arată. Stark. Stark cenușiu. Ăsta era să lovesc ieri. Dar am pus frână bine ca să nu-l dau peste el. Oare e bun de mâncat? Ce vrei să mă însupă? Păi, dacă l-aș fi lovit, ce aș fi făcut cu el? L-ai fi lăsat acolo. Ce era să fac cu el? Supă. Doamne ferește. Să mânc eu așa ceva accidentat. Africa, Asia. Ok. Oh, așa slăbuț. Pe ce am fi mâncat după el? Are până la un metru și e până în 2 kg. Frumos. Deci acum ai acolo costițe? Da, mai pun, uitați așa, le-am crestat și coastele și le-am lăsat așa mai late ca să poată să umble la grătar mai bine, de aceea să nu-i dau bătaie de cap, să fie altfel. Și aici fac așa să pătrundă, așa, și aici așa. Și cred că e suficient, că nu știu dacă ei rămân și atunci să nu fie mult pentru noi. Aia nici n-aș mai pun. Că și aripile, și pulpele.
Nu, no, dar grătarul se poate mânca 2-3 zile. Da. Am aici și o bucată de cârnați. Asta e pentru nepotul meu ăla mișlociu, că ăla îi... de cel mai mic. Cel mai mic. Stai să mă gândesc, cât sunt mami? 4 frați. 4? 2 surori? 2 surori și 2 băieți. Îi Claudia, Cosmin, Mihaela și Samuel. Da. Opala. Astea le-am luat acum în fugă de la Penny. Dar să știți că când s-a trezit, Natalia a zis că ea vrea grătar, neapărat. Păi, era programat, păi, pe sâmbătă să facem grătar. Da, și n-am făcut. Sâmbătă n-a putut să vină, duminică am plecat noi la ei și acum... No, era deja scoasă carnea de grătar. Da, și spălată și tot. Carnea de porc. Asta nu-i spălată, dar o spăl acum. Și... Mami, de ce să nu se mâncă partea aia? Ce să mănânci de aici, da? Oase. Mie îmi place, sincer. Eu dacă fac supă și îmi pun o aripă în supă și las vârful ăsta, îmi place acolo să... Mie oasele îmi plac. Să rânțe pe el. Da. Mie chiar oasele îmi plac. Și atunci e bine venit. Le spălăm. Să duc aia, mami. Păi musai să faci asta. Cum să mănânce cu pene, cu... Păi de să duc. Asta mă refer, de să duc. Stai, cuțitul. Știu, eu să pun direct la... Într-o încheieturi? Da. Hai, mă. Uite, pui aici și mai faci așa. Chiar așa să nimerești. Păi, uite aici. Nu, du-te mai în sus să vedem, mai merge sau nu mai merge. Mai în sus nu merge, fiindcă e osul. Și nu o să meargă. Numai așa. Așa, am terminat. Acum le crestăm și le punem înapoi și gata. La ripa aici, la încheietură, mai o desfacem puțin. Acum cui arăt eu nu știu, fiindcă toată lumea știe asta. Doamne, ajută să prind bine și cuiva care să uite la mine și să zică, nu, așa fac și eu. Că mie îmi place atunci dacă face cineva cum fac eu. O fată acolo la... Unde am fost aseară? La Moara cu Noroc. Era îmbrăcată în costum național, s-a îmbucurat că m-a văzut, am făcut poze. Și a spus, eu mă uit la altcineva. Și zice, dacă am dat acum de dumneavoastră, vă promit că mă abonez. Domnul să o binecuvinteze, să-i dea sănătate. Dar am văzut reacția ei când am spus despre canalul nostru că facem pas cu pas. Și am văzut că nu prea îi convine că durează mult. Mult. Și eu aș vrea să fac două feluri, și așa, pas cu pas, cine vrea să se uite la mine, și aș vrea și mai puțin. Să arăt numai exact, să fie pregătit tot, arăt cum să pune, cum să face și atât. Fiindcă eu, sincer, oricum fac ceea ce fac mai mult timp. Mă înțelegeți? Și fac cu plăcere și una și alta. Aș putea, dar ar trebui să fac un canal în plus, știi? Asta de ce l-am pus aici? Nu știu. Gata, spălat. Ar trebui să fac un canal în plus față de canalul nostru. Unul să postez
rețeta variantă scurtă și unul rețeta variantă pas cu pas, lungă. Varianta mai lungă. Încerc, nu știu ce să fac. Lăsați comentariu. Sincer. Păi am mai lăsat, am mai întrebat și a zis că să nu facem așa. Că știu. Farmecul nostru e că vorbim, povestim. Și cine se uită poate să deruleze, să vadă exact ce o interesează. Da. Uitați, punem vegeta. Vegeta naturală. Da. Vegeta naturală scrie aici. Așa. Punem puțin condiment din ăla de-a meu. Și pun puțin boia. Încă n-am ajuns la piață să-mi cumpăr boia. Atât. Când mai faci condiment din ăsta de-a tău, scrie o foaie și pune înăuntru. Sau lipește. Ca să știm ce, că mulți mă întreabă și atunci cu semnul întrebării... Da, pot. Înțeleg? Vă și arăt unde pot să o pun. Să vă arăt. Ori o lipesc aici, ori o lipesc aici, da. Cu scoci, așa, și știu toate știu condimentele. Știu că e cimbru măcinat, e un pic de piper, un pic de sare, un pic de vegeta, nu? Sincer, nu, nu vreau să mint. Da. Nu vreau să mint, că nu știu. De s-a pus vegeta, s-a pus boia dulce, da. Piper, sare. Da, și acum ulei. Și nu știu de ce am pus toate alea la loc, că eu ăsta de porc nu l-am condimentat încă. Ești tu grăbită. Așa. Cine vrea să pună și un praf de usturoi, poate da, să pună. Da. Nu avem. Nu pun. Nu pun că poate este care vrea, este care nu vrea. Ba, mami, așa se pune. Eu știu că așa se pune. Pune, pune, pot să pun liniștită. Așa. Ideea aromă mai faină. Am un plic mai mare, dar nu știu de ce n-am luat pe ăla, că mai am unul. Păi asta e început, nu? Foarte bine făcut. A. Pune-l tot, așa, bravo. Nu, acum o să mânc mai cu copt. Foarte bine. Pun pe masă. Așa. Vedeți, nu face mult. Mai ales că nu sunt sigură că... Dar dacă vin, atunci suficient pentru toți și nu, nici nu mai rămâne mare lucru. Că păi nu mai, ca cu sunt sarmă. Patru, câte persoane? Deci patru și cu copii, trei, nu, șapte persoane ar fi ei. Deci aceeași procedură de la condiment. Aceeași procedură ca și la... Pui. Așa. Și acum punem ulei să facă priza mai bine. Ei, vedeți? Am uitat ceva. Sarea. Dar dincă l-ai pus, nu? Cred că nu. N-am pus nici acolo sare. Trebuie ulei. Îți aduc? Lasă că mă aduc eu și mea. Păi ești murdară pe mâini. Nu aduc. Uite. Aici acum am pus sare. Așa. Iară să prind avioanele. Și aici punem sare. Am terminat, acum o să trec, să trimit pe Daci să mă aducă smântâna și
castraveți. Pe curând! Ăsta nu-i bun. Așa castraveciori mai rar. Să știți că am o poveste și cu castraveții ăștia. Ce poveste tu vă cu castraveți? Vă spun sincer. Poți să stai jos. Aha, înseamnă că e poveste lungă. Era așa, că eu v-am spus că până la 12 ani, de la 12 ani am venit aici în Arad. Era de vreo 7-8 ani, cam așa. Și eram afară la stradă, la țară. Și trece pe lângă mine, Nana Marie o chema, Aluță Hui. Așa i s-a spus. Era din Sebișalba, vinită la noi în sat. Și zice câtă mine, ce faci? Mă joc. Eu știu ce am zis. Și zice, auzi, du-te spune la mama ta să vină că îi pe urmă acum Crăstăveț. Castraveț. Castraveț. Și să vină cu mine, era duminică, să vină cu mine după strâns de Crăstăveț. Castraveț. Du-te repede și spune-i să vină. Mă duc înăuntru să-i spun, repede să ajungă pe femeie. Și zice maică mea, lasă-mă în pace, că într-adevăr, noi aveam grădină și or fi avut ei în grădină acolo, lasă-mă în pace. Și nu a vrut să se scoale din pat. Era în pat. Dar eu nu, hai dacă ne așteaptă în Ana Marie, hai da și nu știu ce. Ea nici m-a băgat în seamă. Până am plâns. Am început să plâng că ne așteaptă în Ana Marie. Dar ea, femeia, deja a fost pornită. Ea nu a așteptat. M-a pus în. Și se scoală mama mea din pat. Era așa, mai după amiază, probabil. Și se duce la cămară și își ia un sac. Ia un sac, eu m-am mirat, eu am crezut că își ia o coșară, ceva acolo, cotăriță, cum ziceam noi. Ia sacul ăla și pleacă. Și eu cu ea. Ajungem acolo. Nana Marie deja și-o strâns, nici n-a mai găsit-o, nici n-a mai văzut-o. S-o strâns și-o plecat. Și deci s-o strâns castravețe, s-o cules, colectiv s-au gustat ce-o fost, dar între timp loza aia a rămas pe jos cu flori. Și florile alea au făcut de nou castraveți. Și aia am mers noi să culegem. Și când ne-am dus, probabil ne-am dus prea în pripă și nu ori crescut așa mari. Dumnezeu știe că nu mint. Uite așa erau ca ăștia. Așa. Tot din ăștia mici. Și mi-a trebuit un timp până le-am strâns. O strâns mama mea un sac. Și sacul ăla l-a pus pe umăr, jumate din sac era aici și jumate aici, în spate. Și aici s-a dus castraveții după urmă, când pe parte, când pe cealaltă. Parcă o văd, uite așa, cu mâna așa și cu sacul așa și am venit, dar nu era departe de noi. Era așa mai către marginea satului. Am venit acasă. Nu? La când am venit acasă, bunica mea nu s-o prea ocupat de ei, dar străbunica mea era bătrână sărăcuța. Zice către mine, auzi, pune apă în butoiașul ăsta. Era butoi din ăla de lemn. Și nu era mare, cam așa. Nu era mare tare. De sacul ăla a mers tot în el, în butoiașul ăla. Și am spălat butoiașul ăla frumos și l-am șters pe dinuntru, l-am pus la soare. Nu știu de ce trebuia și la soare. Și nu, zice câtă mine, adă-mă acum, zice, căstrăvețe. Eu spălat. Nu, du-te în grădină și adun mărar. M-am dus, am adus
mărar așa gata, înflorit, am adus acolo o grămadă de mărar. Și s-o pus ea și-o făcut patul ăla cu mărar, acolo în butoiul ăla. Și le-o spălat crestăveță și le-o pus acolo. Mai au pus și ceva gogonele din grădină. Mai pipar căiute au pus. Vă rog să mă credeți că nu vă mint. Toată iarna ori mâncat din crăstăveță aia până în primăvară, toți. Și familia noastră și mai vinea și fratele alu bunică mea și ăla mai îi plăcea și să trag un pic să bea. Și după o zdravănă băutură, zicea câtă mine aducea cana la mine și zicea, du-te adă-mi un șol. Nu știu de ce spunea la cană șol. Așa se spune. Du-te adă-mi un șol de moare. În dialect. Și bea moare aia și era și iute moare aia, nu era chiar... Și bea moare aia și mai făcea... și bine a fost. Iată că, datorită mie, bine, oricum n-ar fi rămas bunica mea fără murături puse, dar crede-mă că eu am participat la 7-8 ani, am pus eu cu străbunica mea. Străbunica mea am avut 11 ani când ea a decedat și știu precis. Și când a decedat săraca, atât am plâns, probabil că a fost ceva șoc, că a decedat la 9 seara și eu am plâns până la 5 de dimineață într-una. Nu am putut să mă opresc din plânsul ăla, din suspinul ăla cât am plâns după ea că a decedat. Am iubit-o foarte mult. Ea a fost mamă eroină, a avut 8 copii și avea decorație. Și era decorația în felul următor, aici era ca o fontă și era 3 culori pe fonta aia. Și aici era un bănuț și scria mamă eroină. Și unde e acum aia? Când a decedat, și asta știu, să nu crezi că am uitat eu ceva. Când a decedat, a pus-o cu ea. Și aia, și ochelarii ei care avea, și pormoneul cu bănuții ei care avea, tot i-a pus cu ea. Nu știu de ce. Da. Ea înainte de... Deci când nu era așa bătrână, avea copil la armată, la Olteni, dar nu știu eu să spun ce sat, oraș unde era unitatea. Și atunci se făcea armata 2 ani și ea s-a dus la el și a luat chirie în sat și el vinea și mânca. Ea îi pregătea mâncare și el vinea și mânca acolo. Bine, nu vinea el poate în fiecare zi, dar știu că o lună de zile a stat acolo. Ce fain! La Olteni. Și au avut ocazia să vadă că la Olteni se dă de pomană, chiar dacă ești viu, își dădea de pomană viu. Și dădea pat, și dădea haine, și farfurii, și nu știu dacă să nu pun de la mine dulap de bucătărie care era plin cu vase. Cu tot ce le-a trebuit. Și ea au văzut. Au văzut acolo așa ceva. Și ce credeți că au făcut? Auzi, dacă eu mor, cine știe copiii ăștia dacă mai mor face mie pomană așa cum știu eu să fac? Îmi fac eu acum cât trăiesc. Dar era bătrână. Avea 72 de ani avut când a decedat. Era bătrână, vreo 70 de ani. Cred că e cea mai bună soluție. Și atunci ce au făcut? O tăiat. Acum trebuie să străcor pastele, mă scuzați. No. Acum continuă. O tăiat vreo 8 gâște și din pieptul de la gâște au făcut ardei umpluți, că era de Sfânta Mărie, pomană. Și au făcut supă, carne prăjită, din pulpe, din copănele astea, au făcut carne prăjită nouă, așa, paneu, cartofi, pireu, și sarmale, ardei umpluți. Și vin
O avut vin de 5 ani și știu că ori cumpărat sifon și punea vin, jumătate de pahar, 3/4 de pahar și puneau sifon. Și așa ori și mâncat și ori băut și ea stătea în capătul mesii îmbrăcată cu hainele care i-au știut și și le-au făcut că, când decedează. Și avea pantofi, Dumnezeu știe că nu mint, pantofi cu ghinduțele alea, cu, cum era pantofii aia cu pătimpuri, cu ghindă, dar la ea nu a fost ghindă, era pantof și așa ca un fel de floare, dar era așa, la șnurul ăla. Crede-mă că mie mi s-a părut așa ceva, wow, pantofii aia, și ea era îmbrăcată și cu batic, așa legat, și era în capătul mesii, în capul mesii. Deci, atâtea amintiri am eu, că n-am cuvinte să vă spun, dar eu am fost foarte atentă. Și eu copil fiind, și eu ajutam acolo la, la la ardei. Am ajutat și eu la ardei să scot sămânțele alea. Și îți dai seama dacă am avut 12 ani când am venit aici în Arad. Și după ce am terminat, m-am fi spălat eu pe mâini cu apă, dar nu cu săpun sau cu ceva. Și am luat degetul și m-am scobit în nas. Doamne, până aici, până aici în, în frunte mă ustura nasul, n-am cuvinte. De la, de la, o fi fost vreun ardei iute. Și te-ai învățat minte. Și zi de astăzi. Toată pomana aia cât a avut-o pe mine m-a usturat nasul, să știți. Acum ați văzut că mami a pus apă pe paste. Dumneavoastră faceți cum doriți, eu vă îndemn să faceți cum a făcut mama, că e bine. Am luat amidonul ăla după paste. Și nu rămâne așa lipicioasă. Da. Acum. Acum dă din jos cartofii fierți și aici sunt pastele. Eu le amestec așa împreună. Vedeți așa? Pastele le-am spălat puțin. Pun și castraveți ăștia murați. Așa. Și ceapa acum o curăț și o pun în maioneză. Ceapa așa pisată. O pun în maioneză până atunci aici să se mai răcească, că dacă nu răcim astea, maioneza se taie, se face apă. Și atunci eu trebuie să pun în ceva mai lat, mai mare, să se răcească repede. Ok. Cred că aici nu e așa îngrămădit. Dar eu am ăla mare. Am uitat de el, mă scuzați că sunt cu capul nori astăzi. Aici pot să le pun așa, ca să ricește mai repede, ca să... Hai că vine acum, mai mult. Vreau Natalia să iese. Acum. Gata, poți să mergi. Acum le lăsăm să se răcească, așa, și atunci punem maioneza deasupra, dar până nu se reci, nu punem maioneza. Okay. Revenim. Aici am lăsat să se răcească cartofii cu pastele. Aici, peste maioneza, am pus puțină vegeta, am pus o ceapă răzălită mică și am pus smântână. Și facem cu maioneza așa. Deci avem aici ceapă și vegeta. Gustăm. Și cum e? Na, ca să vezi tu. Repede, vegeta. E bună. Punem puțină sare. Da, trebuie și un pic de sare. Și golim maioneza. Nu pun chiar tot, că toate că nu trebuie.
Am o rămas o lingură acolo. O să o pun și aia dacă trebuie. Dar și aia contează dacă o pui și prea mult. Eu zic să o pui pe tata. Că nu-i mai așa mult, știi? Vezi că mai trebuie o lecuță. Da, no. Așa. Și acum? Și acum pun și asta să vedem. Deci pune și aia toată. Și gata. Ce mai atâta? Așa. O soră dragă mie a spus că vrea să fie filmați copiii, dacă părinții nu vrea să fie filmați, dar vrea să vadă pe prietenii alu verișorii alu Natalia. Și când prinzi ocazia că sunt numai copiii acolo pe undeva, să-i filmezi aici. Păi eu mă duc să filmez acum focul de la grătar, știi? Da, da. Și ei sunt afară. Da, când le prinzi pe ei, atunci okay. Îl filmezi. Pun și puțin piper. Puțin piper. Pentru gust și... Da, așa merem. În gol. Păi cred că nu mai e nimic acolo. Mai este, dar nu vrea. Da? Așa, e bine. E bine și așa. Deci maioneza atâtdeauna se pune când îi rece pastele sau cartofii. Nu zic ceva. Am făcut focul pe grabă, am și aș un pic. Păi așa, așa se întâmplă. Când te grăbești, imediat e gata, e cins, punem grătarul și Doamne ajută. Doamne ajută să nu ne îngrășăm. Lasă acum, că dăm noi jos. Da. La vară. Mâncăm fructe. Mâncăm struguri. Da. Mai bem apă când e foame. Nu? Și o să slăbim. Uite pe Natalie. Ce? Mâncăm? Să fie bine. Și legume? Acum ne pregătim ca să avem ce să dăm jos. Așa să vă gândiți. Exact. Ca să avem ce să dăm jos. Exact. Da. Ca să avem ce să dăm jos, așa-i? Natalia, ce faci? Da? Magnet. Magnet? La noi soare e frumos. Și ia, ca așa. Vă filmez așa mare. V-am mai arătat, știți doar, grădina noastră. Numai că acum e soare și frumos, vă pot arăta mai bine. Uite, Carmen, florile tale, dar ce bine arată. Și mai una mai trebuie să-ți mai arat. Stai că vă mai arat aici. Uite, uite aici, Carmen. Vezi? Asta eu am grijă de ea, să știi, Carmen. Eu am grijă, eu îi pun apă. Și uite ce frumoasă e, vezi? Că-mi place foarte mult, uite. Na bun, vă filmăm mai încolo când îi carnea pe grătar. Facem salata de vară și fac așa cum îmi place la nepotul meu, că eu făcut tare mult așa cum am făcut-o eu. Mai ai grijă la degete, că te grăbești.
niște roșii, cu ceva acolo. Cu ceapă. Prea înalt și numele paserta. Cred că pulpele sunt gata aici, o să vă arăt, că n-am reușit să le filmez când au fost la, adică când au fost pulpele tale. Deci atâta, mai mult nu pun. Deci da, atâta. Și mai pun un pic roșie, ceva, acolo ceapă și ia, ca așa. Dar nu pot să scoate. La grătar mere ceapa dă minune. Da. Asta e ceapă tare, mamă, ce te uiți pe ochii de la ea. Asta e ceapă verde, nu e aia. Nu e aia, dar deja simt așa la ochi. Păi, ce ceapă e? Așa, nu mai pun mai mult de două cepe. Eu fi rău pe drum. Punem sare. Facem așa. Da, ce faci acum asta? Îl schimb. Până la urmă îl schimb. Ce zice? Mai încet. E foarte, foarte subțire. Da, e subțire. Așa. Și pui un pic de condiment. Ăsta, de meu, cu toate felurile. Punem ulei. Acum poate am pus prea mult. Puțin taș mai mult. Punem oțet. Oțet o balsamico. Și asta ne numește. Da. Roșii. Și niște roșii. Da. Deci noi suntem pe rapid acum. Că exact. Gata grătarele și... Ce se face? Așa și mai una.
Așa. Amestecăm. Cred că e suficient de sărat. E bine. Ce vă zic că e bine? Dați aici. Wow! E bun? Super! Nu ai văzut. Iată așa. E bun? Dar mai am unul din ăsta, unde o fi? Nu știu. Gata. Deja e gata și nici n-am filmat cum ai pus pe grătar. Ba, ai filmat? N-am filmat. Ba, ai filmat? Nu am filmat. Uitați aici. Wow. Arată bine, mamă. Ok. Mami, ce faci aici? Angi, tu pui acum pe masă tot. E gata tot. Și salata. De salata asta și salata de cartofi. Și grătar. Ok. Hai să vedem ce mâncă tati, ceva așa la dietă. Bine faci, tati, că și eu tot așa aș mânca. Angie pregătește masa. Ați filmat salata asta faină? Da. Ok. Că e foarte faină. Musafirii au plecat. Noi am rămas. Au fost două platouri, unul s-a dus, unul a rămas. Salata au fost două, mai este ăsta. Salata s-a dus, un platou din ăsta, un bol și un platou din ăsta. Dar aici n-am mai schimbat, aici toată partea asta s-a dus. Domnul să fie cu ei și să ne poarte de grijă și... mulțumim Domnului că am putut să facem în scurt timp. Am făcut până și papanașul. Uitați aici papanaș. Vă rog să mă credeți că exact astea două bucăți o mai rămas. Vă rog să mă credeți că nu vă min. Să arătăm cum arată. Uitați. Așa arată. Papanașii. Bine făcut, cum să zice, vedeți? Așa. Uităm și pe ăsta. Uitați. Așa grabă cum a fost, dar totuși am reușit ca să le prăjesc bine. Deci grătarele s-au făcut frumos, salata și pastele. Pastele, să știți că sunt foarte, foarte gustoase, foarte bune. Dacă n-ați mai făcut așa ceva, că și nepoții mei când au văzut, s-au mirat că ce am făcut. Și când au văzut, au dispărut partea asta toată. De să pune prima dată apa cu sare, să curăță 3-4 cartofi, depinde de fiecare. Poate altul vrea numai un cartof, dacă sunt două persoane, e suficient. Deci să curăță 3-4 cartofi, să pune la fiert și pe când cartofii sunt aproape fierți, să pune pastele. Păstă cartofii aia. Și atunci să strecoară, să lasă la răcit și să face o maioneză. Ați văzut cum am făcut maioneza? Dacă nu o faceți, puteți să puneți și din aia, din tub sau din ciofi. Să pune maioneză, să pune castraveți acri, ce aveți, acritură, puneți deasupra și neapărat în maioneza aia să fie și ceapă. Dar ceapa după gust, cine vrea să pună ceapă, tot în maioneza aia. Și am pus și smântână, tot în maioneza aia. Deci am pus smântână, am pus ceapă și castraveță. Și am amestecat. Așa arată și când servești, mai găsești și câte un cartof din ăsta, care e minunat, să știți. Și tăiței ăștia, nu știu dacă mă credeți, n-am cuvinte. Ești foarte bun. Foarte bun. Da. Și merge foarte bine la grătar. Da. Că nu-i mâncare grea, nu-s cartofi prăjiți,
mai știu cum or fi. Așa, grătarul e minunat, chiar l-a făcut Dacian super, uitați aici. Nici nu m-am așteptat să-l fac așa fain, l-a prăjit bine. Și am făcut și papanaș și să le fie de bine la nepoții mei. Așa. Și le doresc numai bine, Domnul să fie cu ei pe drum, să le ducă în pace la cășile lor. Copiii începe mâine școala, tata lor începe servici. Deci nu prea e ușor, că au activitate și acolo. Deci atât am avut să vă arăt. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Domnul să vă poarte de grijă și vouă și nouă. Și Domnul să fie și cu ei pe drum, să le ducă pace acasă. Vă dorim mai bine, pace, la revedere! La revedere!